fotografie panoramicului, de principiu, fotografie mai înaltă decât normală. Dar noi când facem aici, putem să le facem mult mai late, când vizual mai mare, chiar 360 de grade, deci o rotație completă. Deci nu o să faci niciodată cu funcție din cameră. Ba, da. Ba, are față de parte sticii. Și să fără tot... Da, dar da, sticii. Exact. Și e, îți place sau nu-ți place? Iau sau o lasă. În plus față de asta, când facem așa zisa panoramare, pot să nu fie numai fotografii în linie și ele pot fi aranjate și oricum, sus, jos, deci aș putea să fac o fotografie aici în cameră care să prindă toate cadrele și să o compun, să compun un cadru foarte larg din mai multe bucăți. Nu faci un deloc. Da, nu. Deci, cam așa o fotografie panoramică. Aici unde este ceva mai mic, 180 de grade. Cum se face fotografia în practic? Se fac mai multe cadre individuale, la care important este că trebuie să avem o suprapunere de vreo 20% ca să putem să recunoaștem niște puncte comune. Soft. Nu noi, soft. Soft. Să recunoaștem. Noi sau soft? Sau camera. În mod ideal, facem fotografia punând camera pe întrepied. Blocăm toate libertățile de mișcare ale capului, mai puțin rotația după verticală. Punem camera frumos spiletată și rotim la unghi, facem poză. Dacă nu avem întrepied, trebuie să o facem și din mână. Numai că trebuie să o ținem mai ferm. Poate lipită de cot. Asta e un lucru. De cot. Și să nu respiri, e important. Să nu respiri. Un alt lucru important când facem... Un alt lucru important când facem fotografiile este că trebuie să aibă aceleași așteptări, aceeași expunere, aceeași focalizare. Din cauza asta... E de preferat să nu pui camera pe auto, să trebuie să termină mare. Sau dacă îți permite camera, că mai merge și dacă o pui în mod rafală. Îți face expunerea pentru prima, după care ți-a apăsat, da. Un alt truc pe care putem aplica, am văzut că la panoramă, imaginea este foarte lungă, dar cu înălțime mică. Trebuie să facem fotografiile în portret. Ținem camera invers ca să iasă și înălțimea mai mare. O să trebuie să facem mai multe cadre ca să le compunem, dar cum le lipim? Putem să le lipim cu ghimb. Facem potrivirea manuală, le chivim, e variantă pentru masochiști, dar deci se poate. Există un plugin pentru ghimb. Sau ghimb. Nu l-am folosit niciodată. Față de asta, avem și o versiune mai bună. Putem să folosim un program care se numește Hiding, care face compunerea imaginilor panoramice și vine pe urmă cu fractele de mărbi, care se numește autopană, care calculează punctele comune între două fotografii alăturate și face alinierea automată. Nu știu cum este prin alte distribuții, dar programul ăsta de identificare a punctelor este patentat și noi Fedora nu-l avem. Unde bine este? Și în Fedora este? La Fedora este în jocul Confusion. S-ar putea să fie non-free, stai să nu. Da, deci... Să vorbim non-free. Deci e posibil să trebuiască configurat un repo suplimentar și fost hiding configurat programul de detectare a punctelor comune. Oricum face recomand, mi se pare. Nu, deci dacă n-ai instalat programul... E bine, să știi. Deci de bine este bine. Ok. Deci dacă n-ai programul autopană, atunci poți să faci alinierea manuală, da? Cele două fotografii, identifici punctul, deci asta e aici, asta e aici. Nu, multimedia. Pardon, e repos de Debian multimedia. Că de nu este în repos. Care e aici? Debian este în repos. Nu e aici. Ceva mai acolo. Și chestii de emo play. Sau nu, dar să fie partea. BCSS și asta. Da, este. Deci ce putem să facem? Punem pe mod autopană. Încărcăm fotografii, facem alinierea. Cineva nu și-a adus
Și cam așa ceva este. Vedeți că ai... Vedeți, asta, fotografiile au fost făcute din mână. Deci nu le-am ținut să iasă perfect, dar... De ce mai ținut cartea de pe și cu auto, pentru că am intrat... Parte lui Magic. Da. Și să mai fac și niște prelucrări după. Așa sunt punctele comune autocalculate. Merită să nu ai puncte de mână? Nu. Am întâlnit eu. Dacă faci automat și autofarm instalat, își face treaba excelent. Da. Că eu de fiat trebuie puncte de mână. Nu. Da, pe ești masochist, poți să o faci. Ok, eu sunt masochist. După ce am terminat, ne întoarcem mai timp, ne îngărcăm din fotografia, o propunem puțin, ne arătăm culorile. Da. Asta este momentul în care este foarte bine să facem regula de ramă. Da, are dreptate, fotografie panoramice fotoți să iasă foarte mari. Nu este poza aia. Eu când am făcut panorama asta, am făcut un resize înainte. Nu le-am făcut pe alea cu 12 megapixeli. Da, și eu. Dar am făcut un image magic, le-am redus pe toate la ceva rezonabil, după care am dat procesul. Da, îți permite și Fujin. Vedeți, rezultatul da. Nu se diferențe de expunere. Este posibil de la un capăt până la altul. Și asta a fost. Întrebarea dacă magia ai sărit peste este, de fapt, dacă te întorci la alea variabilite între ele, e cum, cum modifici tranzițiile? F5. Da. A, că dacă s-a mișcat mașina. Nu. Nu mă întreb. Nu mă întreb. Aici care e de 20% să fie poza suprapusă și cu... Dacă ai niște oameni în fotografie care din ce tu pozezi se mișcă pe acolo, să-ți distrugă. Nu, aici am fost review. Și l-a aranjat singur. Trecerea o face singur? Da, da, da. Să fie cursivă trecerea. Da, da, da. Nu, Ciobi, asta ți arată la preview, nu stă să le balanseze. Da, da, da. Să le mai balanseze. Nu mai uite cam așa o să ți arată. Da, am făcut autopanul. Se prinde când faci pozele în orice poziție sau numai una la alta? Adică poți să fac stângă dreapta, o iau sus, mă duc în jos. Poți să le faci așa, da. Dar trebuie să aibă puncte comune. Da, da. Să le suprapui pozele. Adică le suprapuse. Le prinde el așa. Da, da, da. Mă referam la faptul că oricât te-ai chinui că bat în picioarele altfel, poza de lângă e un pic mai luminoasă decât cea din aici. Faci și prelucrări. De asta am spus la început că spui camera că se dă manuale ca să iasă pe aceeași expunere. Nu, nu ești exact cu aceeași chestie. Că ești mai spre soare și poate mai multe lumini. Când te întorci cu camera, nu are cum să zice. Tocmai am avut noi. Dar e am pus fără afară și am pus mai multe într-o parte intrată. Și nu știu de ce am și ce n-am avut și reprezentăm la muzee. Un telefon și toate sunt și eu par oameni cu sută mare. Da, din alea nu știu încât o putem să facem așa ușor.